Dacă străbați cu mașina drumul ce parcurge întinsul Iordaniei de la nord la sud, la doar 30 de kilometri de capitala Aman, descoperi orașul Madaba. Ca mai toate așezările Iordaniei, Madaba are rădăcini în preistorie. Prin veacul al X-lea înainte de Hristos, ținutul era stăpânit de arameni și amoniți, pentru ca un secol mai târziu să devină fortăreața biblică a moabiților. Un capitol important din trecutul Madabei l-a constituit perioada bizantină, când orașul a înflorit. Începând cu primele secole ale creștinismului, aici s-a închegat o importantă comunitate creștină. Prin veacul al VI-lea, orașul devine renumit pentru arta mozaicului, care ajunge la măiestria școlii din cetatea Constantinopolului. Epoca înfloritoare a Madabei se poate descifra în cioburile de mozaic din ruinele celor 27 de biserici de pe tot cuprinsul orașului. Primele mărturii creștine în Madaba se vădesc în anul 451. În înscrisurile sinodului al IV-lea ecumenic de la Calcedon apare semnătura episcopului Constantin, mitropolit de Bosta și episcop din Medabeni, dovada a unui important centru episcopal cu viață creștină organizată. Din cauza cutremurului din 749 și a nesfârșitelor războaie de cucerire, s-a așternut tăcerea vreme de multe secole peste viața creștină în ținutul Madabei. O întâmplare nefericită petrecută în anul 1881 în orașul Karak, când un creștin ucide un musulman, a făcut ca mai multe triburi creștine să fie obligate să părăsească localitatea și să se refugieze în Madaba. Pentru că nu aveau dreptul să ridice biserici, creștinii din Madaba au fost nevoiți să reconstruiască altele noi peste vechile ruine. Atunci au fost descoperite multe bazilici bizantine împodobite cu mozaicuri. Biserica Sfântului Gheorghe din Madaba, așa este numită, normal trebuie să fie o catedrală mult mai mare, unde a fost descoperită o hartă. Această hartă este fantastică și este locul, hai să spunem, această hartă ar fi fost făcută special pentru a îndruma pelerinii creștini ca să viziteze toate locurile sfinte din Iordania, din Palestina sau Israel, din Liban și din Egipt, unde apar foarte multe obiective din aceste patru țări pe această hartă, datând aceasta la anii 570 după nașterea lui Hristos. Este aproximativ 1500 de ani, formată din 2 milioane de piese de mozaic. Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe din Madaba a fost înălțată în secolul al XIX-lea. În incinta ei s-a descoperit în anul 1896 harta în mozaic a Țării Sfinte. Conservat în pardoseala lăcașului, fragmentul de mozaic datează din vremea împăratului Justinian, când arta bizantină a atins apogeul sub înrăurirea tradiției romane, orientale și creștine. Descoperirea a făcut în conjurul lumii și de atunci nu doar istorici și arheologi, ci și milioane de turiști vin anual la Madaba pentru a vedea un artefact, crâmpeii de istorie ce în veacul al VI-lea era un reper pentru lumea creștină din Orient. Pentru a înțelege semnificația acestei mărturii în piatră, ghidul iordanian ne-a dat mai multe amănunte pe harta întocmită în anul 1895, care cuprinde 157 de denumiri de localități. Numărul 1 aici este vorba de Ierusalim. Normal, mărimea lui nu trebuie să fie așa de mare. Chiar artistul a numit unele localități de lângă ca să-i dă o mărime mai mare, dându-i o valoare mai mare. Și apare Ierusalimul cu strada încoronată din centrul Ierusalimului, strada Cardo. Locul 2 este vorba de Betlehem. Betlehem, un obiectiv foarte important pentru lumea creștină. Este vorba de locul nașterii Domnului nostru, Iisus Hristos. Locul 3 este vorba de Marea Moartă. Normal, mărimea ei era mult mai mare înainte. Actualmente, Marea Moartă scade un metru pe an. Ea se reduce un metru pe an. Anul trecut a fost la 423, în acest an 424. Marea Moartă are 34%. Apa când vine, mulți zici că este ulei. Deci groasă ce este, de atâta sare ce are în ea. Din aceea perioadă, având în vedere că era marea mai lată și mai multă apă, se putea circula. Motiv pentru care vedem două barci. Două persoane pe fiecare barcă. Apar aici iconoclasmul, distrugerea de icoane. Vedem că figurile lor sunt sparte. Locul 4 este vorba de râul Iordan.
iarăși un obiectiv foarte important pentru lumea creștină, locul unde a fost botezat Domnul nostru Iisus Hristos. Și din cauza asta apare Râul Iordan cu foarte mult pești. Peștele este unul din semnele creștinismului. Locul 5 este vorba de Jericho. Orașul Jericho este un oraș recunoscut prin palmier. Se numește și orașul palmierelor, motiv pentru care vedem foarte mulți palmieri. Numărul 6 este vorba de fântâna lui Iacob. Iarăși un obiectiv foarte important în cele trei religii. Testamentul Nou, Testamentul Vechi și Coran. 7 este vorba de Marea Mediterană. 8 este vorba de muntele Sinai, care a apărut în Testamentul Vechi sub denumirea de Horeb. Vedem iarăși pe este Sfânta Ecaterina. Numărul 9 este vorba de râul Nil. Râul Nil în religia creștină știu că îi se spune că unul din râurile Raiului, motiv pentru care l-a pus artistul pe harta. Numărul 10, și aici au apărut foarte multe discuții despre această localitate, este vorba de Carac, apărut în Testamentul Vechi sub două denumiri, Kyriakopolis și Kerhares. Așa au fost denumirile care au apărut în Testamentul Vechi. Ruth Moabita, ați auzit de ea? Este una din strămoașele lui Iisus Hristos. Ruth Moabita este tocmai din Carac, din acest oraș. Numărul 11, când vom veni dinspre Acaba, spre Marea Moartă, o să trecem pe lângă mormântul lui Lot. Unul din profeții care au trecut pe această zonă, o să vă arăt și mormântul lui Lot în partea dreaptă a drumului când ne vom întoarce dinspre Acaba, spre Marea Moartă. Iar numărul 12 este vorba de orașul Hebron. Povestea celui mai fin mozaic din Orient poate continua la nesfârșit. Harta este impregnată de simboluri și repere creștine. Mozaicul descoperit la Madaba este o cronică în piatra locurilor sfinte, cuprinse la nord între Tir și Sidon, Egipt cu muntele Sinai și delta Nilului, în est până la granița cu Babilonul, în vest până la Marea Mediterană, apoi Marea Moartă, Valea Iordanului și munții Moabului. În apropierea orașului Madaba, un atelier de mozaicuri ne oferă ocazia să vedem cum această artă prinde contur. Minunatele obiecte decorative sunt lucrate cu migală de persoane cu dizabilități. Mii de bucăți minuscule de marmură, gresie, ceramică smălțuită, ori sticlă colorată, prinse într-un dans al culorilor și al semnificațiilor, prind viață în imagini. Magazinul de suveniruri din apropiere are o ofertă variată și generoasă și este tixit de obiecte care mai de care mai încântătoare. Arta desenelor în nisip ne atrage atenția în mod deosebit. Madaba, locul unde am ascultat povestea celui mai fin mozaic din lume. Iordania, spațiul geografic plin de semnificații, un loc sfânt impregnat de istorie, care așteaptă să fie descoperit.